Deci, ați primit o notificare de înregistrare a procesului. Asta înseamnă că o să putem să vă expediem ulterior tot ce înseamnă discuția noastră de azi. Eu mă aud, tot e ok, da? Ia spuneți cineva ceva, că eu să-mi dau seama dacă dacă eu vă aud pe voi. Cineva? Nu vă aud. Dar puteți să mă ajutați sunetul de dat la sau static. 10 secunde. Vă rog mult că eu să-mi aranjez istoria sunetului. Difuzoare. Așa. E acum? Salutare, Dumitru, se aude? Este, vă aud, înseamnă că tot e super. Bun. Ce facem noi? Până lumea se adună, vreau să vă spun că noi azi facem următoarea activitate. Am zis noi să fim o ședință așa mai intermediară, azi, pe urmă cu una, vineri, mai mult decât am vorbit de star, pentru ca să fiu sigur că pot fi vouă maximal util. Ce vreau eu noi să facem în continuare este o să facem o activitate iarăși de start de breakout rooms până să mai adun oamenii plus mai faceți cunoștință cu ceilalți participanți plus închidem câteva întrebări. O să vă prezint rezultatele la care suntem noi azi, să celebrăm succesul unor grupe, să susținem, să încurajăm alte grupe și să vă povestesc ce presupune modulul 3. Plus să primim un feedback, ori întrebări, dacă asta este necesar, ori dacă asta este relevant pentru voi acum. Deci, uitați-vă, voi o să primiți în chaturile voastre, când o să ne vă împărțiți în grupuri, voi o să primiți un link. El arată în felul următor. Aici jos voi o să vedeți room 1, room 2, room 3, room 4, totul dependență de room-ul în care voi ați nimerit. Aceste room-uri nu sunt room-urile din care voi faceți parte la nivel de participare. Curs este room-ul care Zoom o să vă unească în persoane, câte 5-7 persoane. Ce facem voi? Noi completăm până când primul câmp. Deci, primul câmp este pentru idei fixe sau pentru idei narrative, care sunt provocările, fricile, obstacolele, probleme cu care v-ați confruntat sau cu care deja vă confruntați în atingerea scopului, probabil financiar, ori de expertiză, care îl aveți cu clienții sau în dezvoltarea voastră de social media. De ce este importantă această întrebare? Și o să vă rog să atrageți atenția doar la acest element, prim element. Mai jos este și a doua lecție noi azi până când vorbim de primul. Deci, noi cu toții înțelegem, sau eu înțeleg foarte bine, că o parte din voi, cei care lucrați pe cont propriu, voi vreți să exercitați activitatea pentru voi. Există o parte din cei care vor totuși să lanseze în zona de freelance, să exercite unele din superputeri. Sarcina noastră în primele două module era, cum am mai spus, să dăm o direcție de industrie și să vă povestesc ce presupun funcțiile. Teoretic, voi, după modulul 2, sunt unii care mai urmează să termine modulul 2 și asta este absolut ok, dar trebuie să vă grăbiți, voi trebuie să vă apreciați calea. Încotro merge trenul ăsta? Merge în o funcție și a doua, a treia adițional sau merge în două de bază sau toate superficial pentru că trebuie să dețină controlul. Pentru că modulul 3, când o să începem să povestim, o să vedeți de ce e mega important să vă apreciați și să nu vă raspăliți că eu sunt nagaruchi, naganoghi, ci da iuda ce la vec. Așa că, haideți, să rog colegii, să ne facă breakout room-urile și aveți la dispoziție, cred că eu, vreo 10 minute, 12, ca să faceți cunoștință, vă rog, folosiți aceste room-uri ca să discutați. Și te ocupi, de-a cui ești, pentru că unii din voi comunică în acele grupuri mici, dar în acel mare nu se comunică. Și atunci voi probabil aici aveți clienții voștri, angajații voștri, partenerii voștri, poate dragoste, totuși mâine e 14 februarie, poate net-net, da, o nuntă până în toamnă, organizăm la balul de absolvire. Plus, noi trebuie să noi să ne cheltuim pe bal de absolvire, masa de amasi pusă. Respectiv, colegii fac breakout room-urile, acolo în comentariu o să fie link-ul,
În dependență de numărul de breakout, voi începeți să lucrați. După 10-15 minute, eu revin, vă adun înapoi în chat și noi începem să discutăm întâi ce ați scris voi acolo, iar după prezint ce am de prezentat și vă răspund la întrebări. Asta e planul meu. Haideți să începem, colegi. Cine acolo apasă cropca roșie? 3, 2, 1. La noi așa a rămas grupul. Nu. Aici sistema, cred că vă ținut, ați și ați păcătuit. Ia spune, și ați păcătuit. Răziere. Aha, acum și noi vă organizăm în rumuri. Așa, colegi, Irina și Max, vă rog mult redistribuiți-i în grupurile de lucru. Acum mai 10 secunde. Da, nu-i problemă. Noi am văzut timerul acolo.
Irina, sunteți cu noi? Irina, bună seara.
ca prestator de servicii, vânzări, trebuie să înțelegi temperament, comportament și pe urmă să vii cu anumite puncte de abordare. Vă dau un simplu exemplu, că dacă vorbim de vânzări apartamente, eu cu asta mă ocup, în primul rând trebuie tu să înțelegi ce are nevoie clientul, are nevoie de apartament cu balcon, prim etaj, al doilea etaj, ca tu întâi să înțelegi nevoia și pe urmă să vii cu propuneri, cu oferte, ca tu să rezolvi o problemă, automat și rezolvi o problemă, el deja are altă perspectivă, viziunea asupra ta, asupra produsului, serviciul și așa mai departe. Foarte bine ai menționat, Fabius, că într-adevăr noi trebuie să cunoaștem și nevoile ca să nu avem, ca să putem răspunde maxim, ca să oferim maxim la client și, adică, și ceea ce putem oferi, adică ca să Da, sigur. sincronizăm nevoile cu cererea, așa noastre nevoi, de fapt. Deci, haideți să completăm aici. Fiecare Da. se ghidează sau asta e Asta automat? e, asta e grupa noastră, după cât înțeleg. Ok, haideți, că eu am fost la Toți din grupul, fiecare mai grup. A, înseamnă că fiecare separat completăm. Aha. Eu am crezut că noi acum ca grup facem. dar nu știu, dar păi cum se salvează după aia? Aici scrie Maria, a scris colegi, completăm toți din fiecare grup fișierul, adică fiecare parte se primește. Că noi ce discutăm, cred că, și deja fiecare noi completăm chestionarul. Adică fiecare să-l aibă și-l adunsul completat. Nu numai o persoană completează din grup. Eu așa cred. Asta se referă. Da. Dar tu, Irina, ce faci cu ce te ocupi? Eu? Eu sunt creativ. Eu sunt de mulți ani am fost în trecut un contabil. În trecut asta mulți ani urmă, mai mult de 10 ani urmă. Și după ce am lăsat asta, am născut un copil, prima doilea copil, prima... am crescut, dar am devenit o persoană creativă. Și după asta a început să... Nu știu, de fapt, nu știu cum să-mi văd produsele. Am început să călătoresc, să mă promovez ca o persoană fizică, să promovez unde vizitez, locuri turistice și toate chestiile astea. Îmi place foarte mult să Blogger. călătoresc. Colegi, dar ce faceți voi în Room 2? E că ne e interesant. E că acolo în Excel e Room 2 jos, dar voi sunteți Room 1. Cine a deschis Excel-ul? De cine ne arată că suntem în rumul 2 Voi sau suntem sunteți 1? Zaladin. Voi sunteți Zaladin. Adică? Room 1. Sunteți. Da, voi sunteți Room 1. A. Ei, da, hai și 2, văd că nici nu-i scris nici la 2, nici la... E că voi sunteți 1. Cine astăzi aici? Eu lucrez la calculator, eu sunt cu demonstrația Așa, ecranului. deci lipsa de experiență voi ați scris sau nu voi? Da, cine v-a scris din noi? Primești cu unul din noi. Eu scris lipsa de experiență. Așa, De 8 n-am scris eu. superb. Înseamnă că voi lucrați în acest fișier 2 minute și trebuie să ieșim, aruncați mai repede ideile. Și în 2 minute ne întoarcem în Român Mare. Ok? Haideți. Eu cu șoclipul. Voi discutați, eu vă aud. Lipsa de curaj, lipsa de experiență. Asta voi scrieți? Eu nu știu cine scrie. Eu nu scriu. Mie Eu nici eu nu nici aici. scriu. Înseamnă că noi suntem... O spus că Rom 1 suntem. Dar cine are legătură la Rom 1? Mie îmi pare că trebuie din nou să într-un chat să văd. Asta Victoria, cred că adaugă, dar Victoria eu nu văd și nu aud. Victoria zice că cineva scrie și cineva adaugă, se completează. Și ea cred că completează. Rum 1 suntem. De ce Rum E 1? ca Victoria spune că nu eu adăugat și o persoană completează. Păi da, e așa am înțeles, într-un fel că trebuie fiecare să zice mi și cineva scrie, dar ideea e că nu știu cine scrie. A, este și Nico aici.
Salut, Nico. Eu chiar încerc să adaug ceva, dar nu pot. Ceva nu. Iată, nici eu. Vezi, Nic tot scrie, nici el nu adaugă. Noi mai gândim să ducem pe rundul 2. Cum am pus-o la început, că și-a și liber. Вообще, nu înțeleg și sunt. Vreau să apăs ceva și tot e așa. Dar în chat este. Nu văd pe documentul să-l deschidă. Din chat nu este documentul, da? În chat este documentul mai sus, eu l-am trimis. Iată. Unde e emblema mea, la ora 7:20, eu am trimis. Bine, eu am înțeles că trebuie să avem grijă cu rumul. Loredana, tu poți să adaugi? Eu pot să adaug, dar nu mai înțeleg la care, că dăm frumul 2 tot e completat. Și vedeți că sunt foarte multe aici și eu nu înțeleg. Enderul 3. Rumul 3 tot e completat. Rumul 4 tot e completat. Cât și 1, cât și 2. Eu nu mai înțeleg în care sunt. E ca 1. Ah, gata. Cred că s-au greșit alții când au completat. Haideți să arăt unul să Hai că dau. eu pot edita, eu pot scrie. Hai. Înseamnă că așa. Primul ce Adăugăm putem scrie lipsă. fricile de a vinde. Ce? Frica de a vinde sau de a Așa. prezenta produsele în așa cum cerere ofertă. Da? E că cum a zis Flavius. Adică să corespundem cu cererea care este a clientului. Setează share screen de la calculator în combinație cu live pe Instagram. Să ai setup. Stai, eu să termin Nu, cu... sala în vedere. Colegi, bine ați revenit înapoi. Cam greu nu știu azi. Și cu ziua de marță și... Parcă nu e luni. Hai luni greu de început. Ce vreau eu să vă rog pe voi? Noi, din păcate, note nu putem pune. Din păcate. Știți cum? Noi, din păcate, nu putem pune. Tare am vrea să punem note, dar din păcate nu putem pune. De ce? Eu o să încerc maximal să fac apel la nivelul de conștientizare cu care voi ați venit încoace și
Unul din sarcinile pe care vreau noi să le fixăm este că ceea ce o parte din voi vrea să realizeze, voi știți soluția. Nu în sens că eu n-am să vă spun ceva nou sub soare. Voi știți, voi sunteți băieți și fete mari. Dar ceea ce vreau voi să luați în vedere este că decizia este inevitabilă să faceți acțiune. Nu va fi posibil ca un freelancer care, spre exemplu, vrea să facă bani, să nu aibă forță în atingerea scopului să iasă din zona de confort. Nu este posibil în secolul 21, dacă vrei să faci bani ori să lucrezi în digital și vapșe, să nu știi ce înseamnă Google Drive, Excel, formulă. Eu înțeleg că pentru cineva asta este ceva nou, din cauza că voi n-ați avut ocazia. Dar aceste elemente eu vă spun pentru că eu lucrez zilnic cu antreprenori, cu viitorii voștri clienți, cu viitorii voștri angajați. Asta înseamnă că elementul de necesitate care există în zona dată, el este atribuit anumii abilităților care voi spuneți că e o problemă. De ce iar un freelancer, el trebuie să se învețe să fie antreprenor. Vreți voi sau nu vreți. De aceea, lipsa de informație precis, zona de confort, să reușim la timp cu proiectul, este o frică și dacă o să observați, ele undeva se repetă în formulări, diferite grupuri, diferiți oameni, lipsa de experiență, timp, curaj sau iarăși experiență, lipsa de încredere în sine, experiență, frica de a fi judecat, e ca chestie tot foarte importantă. Eu o să fac o concluzie la problemele voastre. Vreau să vă uitați că fiecare grup, fiecare din voi care spuneți, voi nu sunteți unicul care are frica asta. Ieșiri din zona de confort, aplicații necunoscute, driveri, aplicații necunoscute, eșecul, frica de a alege greșit, clienți nemulțumiți. Asta e cruda. Clienții nemulțumiți, asta e cruda. Lipsa de încredere, lipsa de experiență. Adică, uitați-vă, există niște pattern-uri. Noi ne temem de ceva ceea ce noi nu știm încă să facem. Adică noi, practic, ne temem de o chestie care încă nu s-a întâmplat cu noi. Eu n-am să joc pe filosofa mea sau pe psihologul să mă motivez și voi să ieșiți. Da, eu mă go, de azi încolo eu rup pământul. Nu, dar e ca răspunsul tău e simplu, eu nu știu dacă voi vreți să-l auziți. Nu de pe aia. Cine se teme că o să îi refuză clientul sau clientul va fi nemulțumit? E ca ce dacă răspunsul la întrebarea asta este că această dezamăgire este inevitabilă? E că întrebați un bărbat sau o femeie cu vârsta cuprinsă 40 plus și întrebați-o, spune-mi, te rog frumos, cum strec eu de prima mea dragoste? E că eu am 13 ani, 10 anișori, m-am îndrăgostit la grădiniță, nu pot trăi fără dânsul, vreau să-mi tai vinele, să sar de pe gard și nu știu ce să fac. Și asta spui, copchilo, uspokoisia, stoca o tebe v jizni eșe Nicolae budet. Adică, de ce? Din cauza că ești ceva? Nu, ești că asta e absolut normal. Este ceva, un fenomen absolut normal. De ce? Când voi spuneți că clientul să vă fie nemulțumit, frica de dezamăgire, frica din încredere în sine, la mine este și până azi, mă doare tare când voi aveți un feeling intern și nu ați simțit ce am vrut eu să transmit, spre exemplu. Eu tot dor amuia sunt riscuista. Dar eu am înțeles un lucru. În calea mea de 8 ani de activitate, dar în antreprenoriat sunt de vreo 10-12 ani, conștienți eu trăiesc vreo 15 ani. Eu am amuia 30 schvostică, un hvostic de amuia acolo la 5, da. Respectiv, eu cred că eu mă țin minte de la vreo 20. Până la 20, fig eu ce era cu mine, că coita balbesc nepoňatne. De la 20, când am venit la Chișinău, de-am început să am smerg cu troleu,
să mă duc la ziua orașului. Respectiv, s-au început așa niște divizioni mai serioase. Apoi că eu am înțeles când am început să fac activitatea antreprenorială că nu a existat, dar vă asigur că, de ce spun că experiență? Eu am avut și experiență de activitate în toate funcțiile care voi azi vreți să le testați ori lucrați. Am avut și cu proiecte mari, și cu proiecte de care ghinic nu s-a întâmplat. Iacă, imaginați-vă Dumitru Talmazan 6 ani în urmă, când făcea buspost cu 5 dolari, este chemat la o instituție de stat și lui se propune să administreze 150 de pagini de Facebook. 150 de pagini. Pe atunci, comisionul meu trebuie să iei 25.000 de euro pe lună. Cash. Ei, eu gata, eu nu că Chișinău am cumpărat, eu. Adică eu trebuie să creez pe atunci vreo 3 agenții ca să pot asigura acel volum. Erau niște negocieri la nivel destul de înalt. Și știți, s-a întâmplat o chestie care pe urmă eu am realizat. Slava Domnului că n-am luat clientul și alt. Foarte rău este dacă voi să mușcați mai mult decât puteți rugumați, indiferent ca angajat, ca antreprenor, ca client. Dar este altă problemă. Tu, indiferent de cât poți mușca, azi vrei să muști 1.000 de euro, 3.000 de euro, vrei, nu, tipa, ai nevoie de mușcătura asta, dar de fapt tu încă nu ești gata. Deci eu vă rog că voi să faceți pași mici. E ca, spre exemplu, mulți din voi suntem să facă live-uri. Nu pentru că eu mereu zic exemplul ăsta și în curs l-am spus, dacă nu l-am spus, să-l auziți. Dar el e realitate. Pentru că cel mai aiure și poți auzi asta cum sună vocea ta. Nu, tipă, e așa, e nepăneatnă, e pițigăietă, e așa, e niacion vocea. E... Oamenii care și-au înregistrat vreodată vocea la dictofon, ei se rușinează să o asculte. Nu, tipă, e așa, e straniu, tu ești straniu. Voi pe mine, mă auziți, voi doar n-aveți așa o chestie, dar și cu vocea lui Dumitru. Dar eu am. Nu, tipa, eu știu că, mai ales dacă eu mă emoționez, apoi la mine vocea începe să se îngusteze, să ieze, dar eu doresc mujic. Și eu încerc să mă impun, să vorbesc așa mai din diafragmă. Deci, în sensul ăsta, este absolut normal vouă să nu vă placă ceva. Voi să vreți să aveți lumină, să aveți camere, să aveți nu știu și încă ca să și acel moment. Și asta este greșit. Apoi, ce mui aveau? Nici un om. Și dacă voi să luați gândul ăsta și asta, nu că să vă ajute, dar să o țineți în cap. Problema că mă tem, sindromul intrusului, am frică, zonă de confort, nu știu ce să fac, tot asta se simplifică. Și uitați-vă care este gândul meu care m-a ajutat pe mine. Nici un om. Dar dacă sunteți oameni botezați, creștini, apoi să mă înțelegeți cum mai chine. Chiar nici Iisus Hristos nu a plăcut la tăți. Nu a existat un om pe planeta asta, Gandhi, Muhammad, luați-i pe cine vreți din orice religie, din orice etapă istorică, nu a fost un om care îți placă la tăți 100%. Asta poate e melancolic, dar asta e crucial să înțelegeți. Este absolut normal. Amuie cineva să zică, oi, mă, și bați în cap, și cu huinea asta, dar cineva să zică, o, și idei picone. De ce? Pentru că voi sunteți la diferite nivele, diferite etape, diferite mooduri. Cuiva mai trebuie carne, cuiva lăptică, cineva mai vrea. Hai, când ați și cursul și ala, m-am de vorbă, dar cineva spune, o, în sfârșit cineva vorbește normal. Adică, pentru că voi sunteți diferiți. Este ireal, eu să vă plac la tăți. De ce? Voi n-a să puteți niciodată să deserviți 100% clienți fericiți. Ce puteți voi să faceți? Și trebuie să faceți. Vă dăljne uiti dăstoină. Voi trebuie să renunțați la client ori să luptați la client atunci când asta se merită. Nu răbdați când vă îndoaie clientul din cauza că voi sunteți mic și el poate spune, hai fetiță acolo cu 15 euro, ești făine să mă. Și tu așa, ei, dar până am experiență, pentru că asta este, știu, nici spui, dar până am clienți, dar să-l iau, trebuie să ai motivație de ce e client. Experiență, adică voi trebuie să știți că calea asta nu este care simplă. Digitalul în freelance pentru freelancer este antreprenoriat în mini versie.
La aeroport ați fost alcoolul și ala bitel. Ea că este freelancerul. Dar sticla de pe vitrină, este antreprenor. Înăuntru tot trebuie și 40 de grade. Nu poți și așa că voi vă jucați de antreprenimatele, voi aveți responsabilități. Voi poți vă nimerească clienți care ați vândoaie. Voi să vă nimerească clienți pe care voi să-i îndoiesc. Și până voi n-astrești calea asta, va și nu e posibil alt cale. Nu există niciun curs, niciun proces ca tu spui gata, eu sunt gata, mă duc mâine să fac 2000 de euro. Nu există niciun curs care să te pregătească să faci live-uri în Instagram, webinare. Nu există niciun curs care să te facă genul să ai așa gânduri. Aia, normal, Dima, eu cum tu vorbești simplu, tot e ghine, tot normal. Nu, asta sute de ore de vorbit cu o cameră în care să încerc și să vă prind pe voi cu vederea, și să nu pierd ideea, și să fie prezentare, și încă și să fie cât de cât relevant. Asta nu este o acțiune. Ceea ce voi ați trecut în primele două module este un soi de ia ca și direcție noi putem să mergem. Tipa, vrei targetolog? Pasmătrie, el face asta, asta, poate să câștigă atâta. Vrei SMM? Tu n-a să poți și un SMM super bun calitativ. Dacă tu ești pedant, de ăsta care vrată super ideal, tu n-a să poți și SMM manager. Pentru că SMM manager face tot cât o leacă. Și la diferite companii. Tu, dacă vrei să câștigi bani, nu te poți duci, băi, vreau 10.000 de euro, nu mă interesează pe mine 1.000 de euro. Zabudiți pe freelance. Nu-i posibil, nu-i posibil, nu ascultați, nu că pe mine, pe nimeni. Asta, dacă ar fi așa de simplu, eu aș fi freelancer. Eu aș fi freelancer, ia bajuți-vă. Eu am făcut, am cerut săptămâna trecută de la contabilitate raportul pentru 2023, noi am plătit 160.000 de lei impozite pe venit în anul 2023. 160.000, vă știți ce doare tare când îți vine pe lună cât 40.000 îți plătești? Din suma care voi ați plătit, dacă ați plătit. La mine nu a ajuns tăci, pe urmă bani. Acolo sunt alte jocuri. De ce? Acum e mega important voi când ați începeți modulul 3, dar modulul 3 la noi este nu că complicat, el e super interesant. Modulul 3 este modulul care presupune că voi trebuie să începeți să faceți practică. Voi aveți 2 săptămâni la dispoziție. Cei care sunteți cu întârzierea modulului 1, sunteți de-abia la începutul modulului 2, voi trebuie până mâine dimineață să terminați toată teoria asta, toată informația asta distractivă, intuitivă, organizatorică. Pentru că carnea e aici. Voi aveți de apreciat că tu vrei și targetolog. Tu ai de făcut 3 niveli de timp pentru acasă. Eu vă sugerez ca voi măcar o funcție să o faceți la nivelul 3. Măcar o funcție, două, să faceți la nivelul 2. Ideal, toate funcțiile să le faci la nivelul 1. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi avem 3 nivele complexe. Adică nivelul 1 este despre faptul că voi răspundeți la niște întrebări sau faceți ceva foarte superficial în raport cu funcția dată. Nu e că nu ești tu copywriter, e că eu copywriter-ul l-aș face la nivelul 1. Pentru că eu știu să scriu, literele am învățat, dar copywriter de mine e vopșe mama nituda. Dar dacă voi o ați ascultat și la copywriting am dat așa frumoasă tehnici, AIDA, cum un text îl trecem prin 5 tehnici. Și voi zice, o, pricolă, dă să încerc să scriu un text pentru o campanie publicitară. De ce? Pentru că tu, ca targetolog, într-o bună zi, să ai nevoie de text. Minimum pentru tine ca să-ți faci reclamă ție. Sau minimum pentru business-ul tău. După bum, o să ai de făcut un banner. De ce? Ar fi bine în Canva cât de cât măcar să cunoști că există Canva. Sunt unii care nu știu. Eu înțeleg că sunt unii care zic, smâsli, Canva e ca tatăl nostru. Dar alții zic, și eu zic băiețelul. Nu, tipa, reale sunt care nu au avut de unde. Și asta nu e rău. Asta înseamnă că voi trebuie să luați și să faceți pas cu pas. Structura cursului presupune că voi în 30 de zile faceți. Nu vă grăbiți. Faceți precum este structura. Și la final o să ne dați feedback-ul, e bun sau nu e bun. Pentru că unele lucruri se vor uni tocmai la 4-a lecție din modulul 3. Și la prima lecție te uiți parcă e ușoară, altul se uită, o, interesant, n-am știut. De aceea, noi am încercat să creăm o medie. Nivelul 2 presupune deja o leacă de research, dacă vreți. Că eu azi am făcut, am avut pentru agenție azi interviuri. Am avut azi
5 interviuri. 5 interviuri la rând, am avut cu 5 persoane care se aplică la funcția de targetolog. Și ce am făcut eu cu dânsul? Eu am făcut nivelul 2 de teme pentru acasă, care voi să-l aveți. Mie îmi place foarte mult nivelul ăsta. Mi-e place mai mult ca nivelul 3. Chiar dacă nivelul 3 ăsta e mai crută, totuși mie îmi place nivelul 2. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că tu poți acum în cap să setezi o campanie publicitară. Asta și vezi genul ăsta. Nivelul 1, selectăm instrumentul engagement, spre exemplu. Bugetul o să-l punem la nivelul 2. La nivelul 2 o să selectăm audiența femeii 20-40, o să deconectăm la placement audience network și o să deconectăm, spre exemplu, in-stream reels. O să selectăm Moldova, o să scoatem de pe Advantage Plus, o să mergem spre audiență simplă, o să excludem Transnistria, Găgăuzia, pentru că la noi vrem să lucrăm mai mult pe Moldova, punem limba română sau nu limba română, mergem în direcția nivelului 3, facem două dubluri la nivelul 3, punem o imagine, două texte. E ca în formatul ăsta, teoretic, dacă voi ați puteți așa să vorbiți, asta înseamnă că să setați voi puteți 100%, pentru că voi gândiți. E mai greu să te înveți să gândești. Dar ca să te înveți să gândești, tu trebuie să înșeci să faci greșeli. Și plusul cel mai mare este că greșelile voastre azi vă costă foarte puțin. Deci voi nu trebuie să așteptați momentul când la voi business o să spui avem 10.000 de euro, trebuie să setat reclamă. Și tu te-ai temut 2 dolari să-i pierzi, dar mâine ați pierzi 2.000 de dolari. Pentru că greșeala ta de bifă poate să te coste mult, mult mai mult. De ce nivelul 2 este despre arătați-mi că voi gândiți corect în instrumentariu. Nu trebuie să-i setați. Nivelul 3, noi zicem level gat, asta înseamnă că voi trebuie să găsiți client sau la un client existent sau la compania voastră și să-i faceți ce își trebuie acolo de făcut și clientul să vă lese un video și spune, da, mă numesc Dumitru, Galina la noi o setat reclama, o setat ghine, frumos, corect. Și atunci noi înțelegem că voi ori aveți client existent, ori unul nou, ori puteți să ne amăgiți. Dar asta ține de nivelul vostru de vreți baluri, nu tipa. Voi puteți să luați pe bărbat, o să-l filmezi și spui, zic că am făcut. Ia ni proveriu. Dar desigur că noi am vrea ca voi să puteți să setați. Și cel mai important, că pentru asta noi am dat tot ce trebuie în modulul 3. De asta voi aveți 2 săptămâni. 2 săptămâni pentru nivelul 3. Acolo voi deja o să setați un bus post, o să faceți un banner, o să montați un Reels, o să faceți un Stories, o să vă uitați la ce înseamnă inteligența artificială sau aplicabilitatea care o văd eu în realitatea inteligența artificială. O să luați direcția de targetolog. Înseamnă că level gat trebuie să fie la targetolog. O să luați direcția prioritară content maker. Înseamnă că voi trebuie să faceți Stories-uri, Reels-uri ca content maker. Eu vă asigur că dacă voi faceți tăti nivelele level gat și n-aveți de lucru. Eu vă plătesc salariul până nu vă găsesc de lucru. Din a doua secundă. Nu există așa ceva. Problema este că eu de azi din 5 interviuri, maxim cu un om, dacă pot ceva să fac, au venit oameni care vor 18-20 de mii de lei pentru targetolog. În viață, nu știi și CPM, ne-i vine să... De ce? Pentru că nu e corect așa. Problema freelancerilor, problema specialiștilor este că ei au auzit nu știu unde că să mămă asta sunt mulți bani. Tipa acolo sunt niște dal bani care gata să dai prosta pentru că tu zici my name is a mom. Nu, asta e foarte important element din activitate. Asta e profesie. Doar că nu trebuie să termin 6 ani de universitate. E de ajuns să înțelegi că tu vrei și vrei și dacă cursul ăsta te ajută superb, dar mai departe să începe practica. Voi, după acest curs de 30 de zile, voi trebuie să știți că tu trebuie să sechi ia acolo. Tu poți să faci primii pași, tu poți ceva să faci, dar tu trebuie să ai această capitalizare de experiență. Și minusul cel mai mare este că timpul de a mă trecut. Că imaginați-vă că ție îți trebuie 3 luni de zile ca să capiți experiență. Tu puteai să începi din noiembrie, încă la primul curs care noi l-am avut. Sau noi să ne vedem cu voi prin luna mai și voi tot să spuneți nu, mă tem să ies din zona de confort sau chestii genul ăsta. Înseamnă că nu tare vă trebuie.
Ați auzit asta în viață și antreprenorii deseori asta spun. Nu există așa ceva, exemplu este că să vrei tare la liceu și să spui pădăjdeot. Nu da să zici prima oară, pădăjdeot. A potom moștu уже бути поздно. Undeva pe coridor de amu. Adică te apuci de-am de tăi, de-am și trebuie de făcut, dați încă, adică elementul este sau tu ai nivel de conștientizare și spui tac, eu înțeleg. E că eu pot să risc, poate asemenea că cumva eu nadmenă, dar eu am văzut targeting-ul 4 ani în urmă. Și eu m-am dus la Alina, partenera mea, și am spus, Alina, noi la agenție n-a să facem content. Content trebuie de figa oameni, copywriter, e ghemăr de ruchi în cap. Dă să facem reclame. Dă să ne axăm pe reclame pentru că reclamele aduc lead-uri. Pentru că reclamele se văd rezultatul instant în luna asta. Și reclamele spate de maștabat. Un media manager poate să promoveze 30 de branduri. Eu pot să iau 200 de euro, 6.000 de euro. Eu pot să eu de pe un media manager. Și lui să-i dau 1.000. Adică, dar în campanie, în content, mi-e trebuie 6 oameni ca să deservesc un client. Și eu 500 de euro pe asta. Și atunci nu e să capiști. Și eu văzând asta, eu am început să săpăm 3-4 ani în urmă în direcția contentului. Fix așa voi azi. Voi trebuie să vă întrebați. Dar ce o să fie peste un an de zile, peste 2 ani de zile? Eu vreau să merg spre agenție. Și pentru asta eu trebuie să fac 1, 2, 3. Sau eu sunt antreprenor și o să trebuiască să angajez content creator. Sau dă mai bine să angajez SMM și Reels, pentru că eu am văzut că spate de și salariu, câteodată să angajezi 3 oameni e mai ieftin decât să iei unul. E mai ieftin, pentru că calitatea va fi mai bună și salariul o să iasă plus minus tot acolo. Pur și simplu tu îi spui, tu fă Reels-uri, vine o oră, tu fă Stories-uri, tu fă postări. 3 oameni. În agenții mari, când bugetele sunt mari, noi avem programe de mentorat, pe partea de marketing și noi câteodată luăm 2 agenții pentru același proces. E că clientul are 10.000 de euro. Și eu spun, hai să luăm 2 agenții, să le dăm cu 5.000 de euro. Și paradoxal, știți că rezultatele sunt diferite. Pentru că mindset-ul e diferit la aceste agenții. Cineva pune accent mai mult pe creativ, cineva pune accent mai mult pe analitică. Adică voi, ca specialiști, aveți poker cu vostru. Și nu contează că aici sunt 5 targetologi sau 10 copywriteri. Tăiați de lucru au. Deci ceea ce eu vreau, în continuare, dacă sunt întrebări legate de proces, de procedură, adresați-le. Dacă sunt legate de partea psihologică și e gravă starea, genul voi niciodată n-ați ieșit în față și mai real psihologic e greu, ce n-aș spune eu. Mergeți, discutați cu un psiholog. Dar mai bun ca psiholog ca viața, credeți-mă, n-ați și ei. Am spus-o numai dată, eu țin minte primul meu live. Asta e davno, eu știu că eu am îmbrăcat ochelari ca să nu-mi vedeți ochii. Nu voi, așa e, care atunci erau jipi atunci. Adică, eu ni așa ni era de, e ca și să zici. Și eu, în interior, știți ce lucru avem? Tipa, eu nu vreau să știu așa la care. Bună, prieteni, ce mai faceți? Așa, până ne adunăm, hai, punem like-uri, e că eu nu vrem să știu asta. Dar asta este inevitabil, pentru că asta e algoritmul. Voi trebuie să țineți vorba până algoritmul să vă prindă. Și tu, nevrând, asta e ca faza asta, mulți mă întreabă, da? Și voi, hai, te rog frumos, mulți te întreabă. Apoi, pe urmă, tu, într-un moment dat, pornești story și zici, prieteni, mulți mă întreabă. Și zici, iopte, și eu de-am de asta. Adică, tu nu înțelegi cum tu pireșol, tu da și nici nu ți-ai dat seama. Deci, este inevitabil. Ceea ce puteți voi face, puteți să îmbunătățiți. Dar nu se va primi să faci super deodată. Nu e că eu n-am întâlnit așa om care în viață nu a făcut ceva. Nu, spre exemplu, el putea să facă, nu știu, actorie, puteți să facă scenografie și pe urmă luat Instagram-ul și nu m-au schimbat camera. Asta e altă istorie. Dar om care nu a făcut nică și se duce și aștepta până el a și gata. N-a și gata niciodată. Să șar cu parașuta, asta este decizie. Nu există gata. Întotdeauna jâm-jâm. Întotdeauna. Nu există gata. Da, am e gata. Aha, când ai zis gata, jâm-jâm încă mai tare. Adică nu este momentul perfect pentru a face o greșeală.
este un moment perfect pentru a scoate o concluzie. E că, spre exemplu, noi, v-am spus, inclusiv am arătat realitatea pe cursul vostru. E că voi vreți clienți. Și eu întotdeauna arăt exemplul meu în data asta. Nu pentru că, dar e prea frumoasă desenată strategie social media. De că pentru programul ăsta lucrează trei oameni minim. E că mai e în chat, încă mai este Cornel, este Maria, Mihai mai apare câteodată, Dumitru este. Și aici sunt 20 și ceva de oameni. Evenimentul ăsta a fost în minus 2.800 de euro, ceva genul ăsta. Adică noi amâia lucrăm în minus 2.800 de euro. Pentru că n-am cheltuit vreo 5.000 de euro în publicitate ca să adunăm 1.000 de oameni la webinar și au venit 100. Câțiva au cumpărat din offline, câțiva din zona dată. Apoi că eu de 8 ani fac activitate. Eu, cum pot eu să-mi garantez mie că voi ați cumpărați nu 20, dar 200? Nici cum. Zeci de factori sunt pe care voi nu îi puteți controla. Un lucru care voi puteți să-l faceți, voi puteți să trageți concluzii, dar precis voi trebuie să lucrați așa, de parcă e că mai e milionul la rupt. Și la mine nu o să influențeze că eu sunt minus 2.800 de euro pe evenimentul ăsta. Sau aveți fost în plus 50.000 de euro. Pentru că țineți minte la offline, v-am zis. Și în contextul 14 februarie, asta va și e relevant, da? Dragoste față de proces. Nevajna în sală e unul sau doi. Nevajna. În live la voi e un om sau doi. Voi nici nu vă închipuiți cum un om din live, că voi deschideți live, pentru că asta e pentru freelancer și pentru foarte multe business-uri, asta este must-have-ul care voi trebuie să-l faceți. TikTok-urile, live-urile, reels-urile. Și voi porniți live-ul și acolo, unul apare, doi dispar, unul apare, doi dispar, la cineva în minus acolo, minus 6 oameni în live, minus 9. Adică, și tu te simți aiurea că tu vorbești singur cu tine. Tu ești destul de sănătos la cap să-ți dai seama că zero înseamnă nimeni nu se uită. Nu, tipă, tu vezi asta. Și tu îți dai seama că tu trebuie să improvizezi. Tipă, tu trebuie și tu răcioc. Așa, deci ce să vă mai povestesc? Cui dracu să-i povestești dacă e zero? Adică nimeni nu e acolo. E nimic. Dar tu trebuie să vorbești pentru că am ușa să intre cineva. Și tu nu poți stai. Deci, să vă povestesc mai departe ideea. Da? Adică nu poți fi așa de idiot. Tu trebuie să ai firul logic. Filmul trebuie să meargă indiferent în sală. Sunt spectatori sau nu. Apoi, țineți minte că un utilizator poate să vă schimbi total vectorul. Un utilizator. Și în activitatea mea și iarăși experiența mea să vă vină ca exemplu. 10 de ori. Spre exemplu, eram la eveniment offline și m-a pus speaker ultimul. Dar ultimul nu întotdeauna stai gine. Mai ales la evenimente. Pentru că ultimul, de ori nimeni nu e în sală, că de-am brioșele și panacota alea s-au mâncat și o sedet. Coffee break cu jăbâl. Și a rămas așa, doi aici, cinci acolo, unul acolo. Voi nu vă închipuiți și fel de dezamăgire. Eu, tipa, mai nu zicem, ni de etăva m-am aranjat la etă țvitocic. Nu, tipa, eu să ies, să vorbesc pentru doi oameni. N-a fi cum ați mai chemat încoace. Mai ales că eu am stat at evenimentul, sala la jumate plină, eram la Moldexpo. Și eu ascultam și speakerii care înaintea mea, care mai bățoși, mai cu atsame, ei vorbeau cu oamenii, aveau. Dar eu nici să vând produse, pentru că în sală nu sunt liduri, nici vorbești cu scaunele goale. Dar trebuie să lucrez, pentru că am promis. Și erau vreo 7 oameni în sală. Și în partea dreaptă stătea un domn. Și exemplul ăsta este despre un om în live, un om în sală. Și eu vorbesc, nu dar eu am principiu intern. Tipa, eu încerc maximal, indiferent de circunstanțe, că mă tăți ieșiți și să rămâi unul, eu fix așa vorbesc. Să nu știe nimeni, ai, în Zoom eu mă opresc. Dar dacă e live, eu continui. Am ușa că la ora 9 am live după voi. Și eu termin să povestesc și organizatorii mulțumesc și încolo este ambasador. Și el tipa, noi vrem și noi am rămas la coffee break, pizza, șampanie, că de-a mutat s-o dus, au rămas aici care lucrează, tipa. Și ea pe palpă de răzdace, a nimerit într-un potoc. Un om în sală mi-a schimbat, cred că atunci, asta era câțiva ani în urmă, destul de multe ca potențial venit.
Iar ultima oară am participat la un eveniment. Doamne ferește, ce n-am vrut să particip. În sală stăteau doi oameni. Ei nu erau perechi, dar erau alături. Dar erau așa de cute oamenii ăștia. Și erau vesele. Ei, ce cu mine reacționau, eu era botă la nich. Adică eu sala nu o vedem, ei reacționau, era un eveniment cămbă. Asta era în luna noiembrie. Și îi se aproape la mine și spune, Dumitru, noi, ia hătă ce ai zis amuia, prima oară te vedem, a doilea mă știe, dar unul prima oară. Și îi spune, noi care ce vrem, tot ce ai spus tu amuia, vrem ca șeful nostru să audă. Tot ce ai spus tu, vrem tot ca control-C, control-V. Noi în luna decembrie semnăm un contract, am semnat un contract de 45.000 de euro. Se spune cineva că în acea sală stăteau lideri de 45.000 de euro. Păi, spunem, și cu tine, este eveniment este a care vorbești și habar nu ai și stă în spate. De deci, ce niciodată, voi ca specialist, nu trebuie să dați notă. Ei, ăsta n-a scumpere. Ei, l-am văzut cum era îmbrăcat. Ei, uite la dânsul și el are bani. Voi nu știți cum arată oamenii. Eu nu știu cum arată oamenii. Oamenii, câteodată, nu sunt e ca așa la care stă acolo pe tron, nu el decide. Secretara lui decide cine se intră la dânsul. Și dacă n-ai venit cu ciocolată la secretară, tronul nici nu se află că tu ai intrat în vestibul. Deci, mega important este ca întotdeauna voi, ca specialiști, fiecare client să-l procesați de parcă ultimul vostru client în viață și cel mai iubit client. Să faceți procesul super calitativ, chiar dacă voi azi n-ați câștigat bani, pentru că voi mâine o să vină return of investment. Mentoratul nostru care de 15.000 de euro și o zic nu odată, 3 ani în urmă costa 1.000 de euro. Noi l-am crescut ca calitate și ca proces de 15 ori. Acum, 3 ani în urmă, cine mă încuraja și spune, Dima, hai, pentru 2.000 de euro. Noi avem așa program Master Group, azi chiar discutam. Ei costă 1.400 pe an. De 2 ori pe lună, oamenii vin și cu publicitatea în oficiul unde lucrează. Noi nu știm de oferta asta am dat-o. Un an de zile, 1.400 de euro. Dar reducere am dat la un eveniment 500 de euro. Tipa, azi cu 500 de euro pe un an de zile. 20 de oameni au cumpărat. Și noi un an de zile trebuie să lucrăm. Un an de zile. Deci noi suntem în ianuarie. Eu banii am cheltuit de mult. Eu am un an de zile, de 2 ori pe lună, îți vin în oficiu și câte 8 ceasuri, 4 ceasuri, cât la 4 la 8, să vorbesc și să mă dedic. Și eu înțeleg că eu produsul ăsta nu pot lua mai mulți oameni și produsul ăsta eu l-am închis și practic n-am făcut venit. Asta cum voi să lua azi un client și în loc de 250 de euro, să luați de pe dânsul 50 de euro. Și spuneți, dar pe piață e 250. Întrebarea care trebuie să vă puneți este ce câștig eu? Ce pot eu câștiga în afară de bani? Pentru că eu azi nu fac bani nu din cauza că am luat clientul mai puțin. Eu nu pot să mă vând mai mult pentru că eu n-am siguranță. Siguranță n-am din cauza că n-am experiență. Iar experiența este acțiunii. Asta înseamnă că, începând de la simplu element, temele pentru acasă, cum să le faceți, videourile, cum să le priviți. Unii și în grupul precedent, sunt sigur și aici, cineva pune X1 între 5, dar cineva pune mai rar. Păi eu prerep de vorbesc. Cineva se uită de 2 ori, a ascultat odată și stai, că n-am înțeles nici o pleașă. Și încă o dată pune. Foarte mult contează cum voi o să priviți acest proces. Voi puteți lua nici foarte mult. Și nu e vorba de întoarcerea investiției, că voi precisați să vă întoarceți. E vorba ce vrei tu să faci. Și că eu, acest monolog al meu, ultimele 20 de minute, este pentru că ceea ce tu te vrei să faci în modulul 3 contează foarte mult. Pentru că dacă tu spui, oh, Tamazan a zis că din targeting se poate, dă-i un targeting să mă duc. Dar tu încă n-ai înțeles și asta, du-te la modulul 2 și ascultă ce înseamnă targeting. Crește-te nivelul 1. Poate acolo ceva în caz deschidă. Sarcina noastră este că tu de aici să ieși cu minim abilități pe funcții și cu înțelegerea a hărții și contextul tău să trăiești. Și mai departe, doar timpul și practica o să fie prietenul tău ca să poți să iei poi mâine mai mult. Dar dacă azi nu o să faceți greșeli, greșeala de mâine îți va costa mai scump. Greșeala de mâine, eu azi la unul din persoanele care am intervievat, am făcut auditul, pentru că eu
spun, ok, arată-mi contul de publicitate. El a cheltuit 948 de dolari, ceva de genul ăsta, și nu în perioadă mare, vreo jumătate de an. Și unul din elemente, el vinde lecții de limbi străine, unul din elemente din targetare care au fost regăsite era 18,45. Și numai cu ochiul deschis puteam să văd că din cauza că a pus 18 și a pus 45 și același creativ, el a pierdut din 900 de dolari, precis vreo 200. E ca numai din 18, 20, 40, 45. E ca aia este două segmente. Eu slil bani 100%. De ce? Pentru că noi asta am văzut zeci de ori. Sarcina voastră este nu să ajungeți când să aveți 1000 de euro, dar să puneți amuie 1 dolar, să puneți amuie 5 dolari, să vedeți mecanica, să vedeți și sunt zeci de evenimente gratuite, live-uri la noi, Zoom-urile, suportul, unde foarte puțin manifestă interes. Adică că dacă voi în chat aveți acolo, surupu chat-ul, bă, eu am ajuns la lecția 3, am înțeles asta, asta, asta. Noi făcem săptămâna trecută încă două Zoom-uri. Deci, dacă voi ați venit încoace să lucrați, eu vreau ca modulul 3 și rupt, pentru că ce avem noi ca factor? Avem următoarea istorie. Modulul 1, aproape toți lucrurile. Grupul 1, grupul 2, grupul 3, grupul 4. Aici cineva nu a trecut o lecție și nu a făcut timp pentru acasă, aici îți primește vreo două lecții. Adică dacă noi să ne uităm, există grupul la noi și eu văd tot. Și ei nu a făcut. Cristian. Op. Și ne zice, tema pentru acasă nu a făcut. Iar că aici Cristian nu a făcut un video. Dacă el a să-l facă, o și 100%. Respectiv, tema pentru acasă, 62%. Pat jumai, modulul 2, modulul 3, 4-0 aici la noi, pentru că încă nu s-a început. Dar voi de mâine îl primiți, pentru că sunt unii care deja modulul 2 a terminat. Deci voi acum sunteți aici, la modulul 2. Voi trebuie foarte repede să ne asigurați că tot asta și 100%. Asta a și 60%, 70%. Dar știți cât a fost la cursurile precedente? V-am mai spus. 8%, 6%. Deci, dacă să facem 70, 80, noi suntem campioni. Pentru că asta înseamnă că majoritatea au trecut tot, au făcut tema pentru acasă și asta a fost confirmarea că voi măcar știți copieți ghid. Sau să faceți conștient. Așa că dacă sunt întrebări, eu vă stau la dispoziție. Dacă nu sunt, colegii mei să apucă în secundă dată să dea acces la modulul 3, iar voi, cei care n-ați reușit, terminați modulul 1, lecțiile, terminați modulul 2 și începeți modulul 3. Și dacă voi vreți, fiți insistenți în chat, acolo e Cornel, eu vrem să fac vineri un call în Telegram, dar m-am uitat că nu toți au trimis video-ul de prezentare. Și eu nu pot să vă impun. Dar voi zici, știi, de pe eu mă rușinez. Smâsli! Tu vrei mâine să faci 1000 de euro, tu un grup în care de-au de tine tăți rușinează și să ne rușinăm noi aici. Adică, dacă aici noi nu putem să îmblăm în chilot și lici, la mare cum o să îmblăm, a? Adică, noi, tipa, asta știți cum la mare, tipa, spate, da, doar au văzut-o și ies-o ascuns. Adică, asta e context aici, context extraordinar în care voi puteți greșiți. Eu nu cred că și vreun idiot în chat-ul ăsta care voi spuneți video și el și aia este prezentare. Nu, tipa, asta e, trebuie și îl ștergem și întoarcem banii înapoi, vă promit. Adică, nu, tipa, atâția să zică, o, pentru că eu sunt sigur că cei care au făcut și voi n-ați făcut, ați spus eu și bravo, fetița asta. Eu și tinerică și de-am eu că atât de obținut în viață. Sau, o, e ca nu-i și mai 18 ani, dar am maladie, ca în jos, să mă apuc. Adică sunt sigur că voi ați fost motivare pentru cineva. De ce? Nașemaim, dabivaim. Ok? Iar vineri ne vedem. Vineri ne vedem. Să avem confirmarea că toți au trecut modulul 2 și modulul 1. Toți, pagalovna. Și modulul 3 ați început și de-aia mă aveți întrebări și le-ați scris pe foiță și eu n-ați vorbesc, n-ați vorbesc eu.
Ați vorbiți voi, ați spuneți, da, Dumitru, eu am întrebare. Dacă mai este ceva care e ca stă aici, n-a de văzut că spuneți. Sau ca în Zax, vă malcete va vechi. Dacă O îmi să vă permiteți. aștept. Da, vă permit, Scuze. Ilinca, Da, spuneți. eu am nevoie de o sugestie, de fapt. Eu nu vin din domeniu și ceea ce fac acum este absolut nou pentru mine, cumva. Da. Am nevoie de o sugestie de la dumneavoastră. Ce recomandări ați avea pentru promovarea unui produs pe piața rusă? De la ce este nevoie de a începe, da? Ce platforme, care sunt pârghiile pe care eu trebuie să le învăț, da? Și să le În practic pentru general, ca. înțeleg, întrebarea înțeleg. Nu contează piața rusă, piața americană, piața engleză, piața română, nu Super. contează. Elementul, când noi vorbim despre altă piață, cel mai important fișcă care este noi trebuie să întrebăm. Există două stări a unui client. Unde eu văd și unde e o decizie de cumpărare. Adică, spre exemplu, voi puteți să vă uitați în stories? Și niciodată să nu cumpărați mașină prin stories. Da, să cumpărați mașină din salon. Da, ați văzut un stories sute de ori. Dar n-ați scris cât costă. Tipa, smâsle, ăsta e Bentley. Cum poți scrie în stories la Bentley? Da? Trebuie să duci în salonul Bentley, să-l niroși, să-l deschizi, să te așezi și poate să cumperi. Ce înseamnă asta? Instagram servește ca platformă de vizualizare unde noi nu rugăm clienții să cumpărăm. Dar salonul servește ca convertor de cumpărare. Și mulți greșesc când zic, dar la noi tare Guinness vinde din offline. Iar că la noi toți clienții vin în showroom. Sau la noi tare Guinness vinde Google-ul. Google-ul tare Guinness convertește. Dar dacă Facebook, influencerii, presa, nu o să creeze cererea, Google-ul poate să oprească într-un moment dat. De ce eu m-aș întreba clienții din Rusia, Ucraina sau unde or fi, ei produsul vostru, unde de regulă îl văd? Pe raft în magazin, îl caut în Google sau unde îl văd? Îl știu ei produsul ăsta. Și doi, unde, cum el cumpără? Landing page, prin mesaj. Și atunci deja o să se nască, că trebuie să duci în Vkontakte, că trebuie să duci în Zen, că trebuie să te duci în Yandex, că unde tu trebuie să te duci, influenceri, pentru că Facebook tot, Instagram-ul, tot mai sunt încă unele elemente populare. Publicitatea, dacă nu greșesc, nu poți să o faci. Pentru că Facebook-ul permite să pui geolocația. Dar Vkontakte este YouTube-ul tot noi, este a lor sisteme de presă digitală, influencerii care sunt canale. Dar iarăși tare mult depinde de produs. Tare mult depinde de produs. Așa că în sensul ăsta e mega important să înțelegem că noi avem piață și nu-i bun Facebook ori Google. Există client. Și, spre exemplu, ca noi, Amuia, pe 24 o să facem eveniment offline, pentru că noi din ultimele două evenimente offline și două, trei evenimente online, am observat că în offline parcă altfel merge comunicarea. Și atunci noi în următoarea perioadă nu o să facem evenimente online, dar să facem numai offline. Și asta este analiza avatarului clientului. Ceva s-a schimbat la oameni, s-au săturat de online, mai vor și offline. Dar avem de pierdut diaspora, avem de pierdut regiunile, avem de pierdut alte elemente care le atingeam cu elementul de offline. Mulțumesc. Da, drag. Așa, colegi, stories-uri puține văd. Eu înțeleg că vouă baluri nu vă trebuie. Nu vă punem baluri. Păi ce-ți prostă din exercițiu? Voi aveți mult temă pentru acasă de făcut stories-uri. Și dacă voi prosta să faceți bumerang, ceva acolo, bună ziua, zdravstvuite, zici nu știu. Înseamnă că până la tema stories maker, neapărat acolo să fie temă pentru acasă. Voi acum aveți un poligon extrem de favorabil să greșiți, să vă învățați, să încercați. Să vă convingeți că ceea ce faceți, faceți gine. Poligonul este perfect. Toți cei care credeți că o să vă judece, eu nu țin minte cine, dar eu știu că eu eram în Sărată Galbenă. Și mă rușunam să pup o fată. Nici pe fată nu țin minte. Dar știu că feeling-ul ăsta l-avem. Și un ciuvac ne-a zis, Dima, tu știi că e toți teme. Adică,
Acasă veți fi toți tem. Nu tipa, ega, dacă este, stă el în fața ei, e tot jim-jim. Adică nu este că e, a, ceva amoros să ne pupăm. Nu, e tot are emoții, tot e om jiu. Dar băieții nu tot știu asta. Ei cred că numai noi patei truchii și ne znaim ce de la, ei poți le ascultaim. Adică ceilalți specialiști, care clienți, nu știu cine dacă voi vreți, ei la fel se tem. Ei, numai cel care nu înțelege, dar înseamnă că el e rășit și el nu are dreptul să vă zică părerea, poate spune și asta e live, și asta e stories, unde ai pus textul? Adică, maxim ce poți face să asculți și dacă omul șepe o leacă, să iei în vedere, poate într-adevăr tu, când filmezi așa și se vede nara. Și trebuie prost o leacă cadrul să-l ridici și nu se vadă nara, așa atât. Adică nu e o problemă. Feedback-ul depinde cu ce privire voi îl priviți. De aceea, în sensul ăsta, este absolut normal să faceți orice, pentru că astăzi greșeala nu o să vă coste scump, indiferent ce să faceți. Puteți faceți să uitați camera aprinsă jumătate de zi și să umblați cu dânsa, vrea de la voi acolo este secretă găsudarstva. Dar poi mâine, că, spre exemplu, vorbim de securitate, acum la mine sunt în jur de 100 de pagini. Spargerea paginii mele o să aducă probabil impact negativ la vreo 3-4 instituții de stat și la vreo 10 branduri mari. Dacă eu nu începem să am, zic, dublă autentificare, parolă complexă, eu nu știu parola mea la Facebook. Poți scoate padula în pistoletă să mă întrebi parola la Facebook. Habar n-am. Undeva este o aplicație care ne-o generează, eu o pun. Tipa, eu sunt ca în Casa del Papel. Noi suntem în oficiu cu tema asta. Tipa, nu știu. Dirigem-se de canța. De ce? Asta mă ajută atunci când crește gradul meu de responsabilitate, eu să înțeleg valoarea riscului. Dar dacă voi acum vă temeți să faceți greșit, când o să ajungeți acolo, da, să ajungeți, căderea să fie mult mai mare și voi de mâna să vă învățați să cădeți. Așa că, dorindu-vă succes, dorindu-vă spor în tot ce faceți, vreau să văd din partea voastră o leacă mai multă proactivitate, interes la nivel de manifest. Eu știu că voi în cap aveți și vreți și probabil pentru unii real asta ajută. Eu vreau voi asta să șăruiți ca colegii voștri să vadă insight-urile voastre, fricile voastre. Nu vă temeți de colegii din chat. Aici sunt 20 de oameni. Este nici mahal la mine. Nu s-ar de puțini oameni. Adică este o mână de oameni. Și ei toți au practic aceleași probleme. Puteți intrați în tabel și să citiți încă o dată toate problemele. Și o să vedeți și voi ați observat că tăți, băi, nu știu ce să fac, nu știu unde ți-eu clienți, dar și să-i propun lui ea, dar și să fac. Adică, tăți așa gândesc, fix asta eu mă gândesc acum. De unde ți-eu clienți? Problema la voi este de un client, dar la mine este de 30 de clienți. Și e același nivel de stres, credeți-mă. Ori tu n-ai un client, ori eu am unul, dar n-am 30, noi suntem pe aceeași bandă. Așa că, spor la muncă, spor la implementare, pregătiți seria de întrebări. Pentru că vineri voi o să vorbiți și dacă ceva arde în chaturile mici, adresați-le. Cornel este pe fir, dacă nu răspunde Cornel sau nu e vizat el, mă conectez eu cu un audio mesaj, cu un call. Important, scoateți maximal din asta. Ok? Așa că spor la muncă, o săptămână fructuoasă și ne auzim. Ne auzim vineri. Okay.